La ordinea de zi, cum v-am convocat vinere, este proiectul de buget pe anul 2016. Rectificarea bugetului. Și nu putem spune că a rămas restanță de la ședința anterioară, că n-a fost trecut. Deci eu, da, domnul primar, pentru că ședința trecută neavând avizele favorabile, în actul de discutat pe propunerea de buget pe anul 2016, eu vreau să vă spun că am încercat să vin în fața mea cu un buget în care să prind toate nevoile și necesitățile cu care comuna se confruntă în momentul actual, cu toate investițiile viitoare care vor urma să se facă. Deci este bine știut că nu putem, neavând atât de mulți bani cât să susții toate investițiile, la orice buget și ani din urmă, vii cu o anumită sumă de bani cu care să poți începe investiția. O investiție începută, semnate contracte tot, trebuie continuată. Deci, sunt diverse discuții și am vrut să le spun, că mă întrebase și domnul Lungu, că spunea că dânsul nu este de acord cu parcul, că e din buget local. I-am spus rândul trecut când m-a întrebat pe Gole, a zis că da, e pe bugetul pe anul ăsta, dar am luat, că am uitat să spun în amul. Deci anul trecut, la sfârșit de anul, din banii care am primit de la Consiliul de Țară și în alte surse, ne-au rămas 4.400.000 bani necheltuiți, care, pentru că nu ne fiind nici vremea favorabilă la parc să-l termine, rămăsesc și normal banii vin pe anul ăsta. Cei 4.400.000 și pe urmă discutăm restul, i-am dus exact așa cum era nevoie pe două lucrări care trebuie să terminate și pentru care s-a discutat, s-a văzut APAMPIUS prin finanțare, 100.000 la parc și 350.000 la drumul CFR. Și motivez aceste lucruri. Deci la parc nu s-au putut plăti banii, că nu era lucrarea finalizată și apropiată și nu puteam să plătim bani, că să risca cu totul altceva. La zona CFR este proiect finanțat prin fonduri europene, cu cofinanțarea noastră, noi trebuie să plătim până în aprilie să termine acest proiect 350 de milioane, 3 miliarde 400 și ceva. Dacă nu plătim acești bani, proiectul riscă să se dărâme. Pe urmă, urmând ca din cei 350 de mii să revină partea de cofinanțare de la AFIR, care ne dă statul, bani care vor fi supuși redistribuirii în Consiliul Local. Deci aceste sume, dacă vreți să o înțelegeți, cumva sunt intangibile. Dumneavoastră puteți să faceți ce vreți din partea mea, să duceți unde vreți, dar veți să distruge două proiecte cu termen de finalitate. În rest, dacă v-ați uitat la venituri, sunt banii care au venit și am încercat să prind tot ce înseamnă cheltuieli.
nouă, ca să fie un buget așa cum mi-aș fi dorit și aș poate și dumneavoastră, cred că mai trebuia un jur de 80 miliarde. Dar v-am zis, nu este obligatoriu ca să prinzi de la început finanțarea toată, să blochezi bani, faci, nu faci, pe o anumită investiție. De asta, dacă vă uitați pe buget, sunt prinse tot felul de lucrări care vor începe. De exemplu, la, să vă spun un lucru, dacă ne aprobați, să spunem ceva pierde comunitatea. Și bine că e filmat ca să vadă, că văd să uite destul de mulți. Vor pierde cei 5 miliarde 600 care ne vin să plătim lucrări executate la drumul Heldiului. Îl veți bloca. Cei 800 de milioane, ne trebuie 2 miliarde din stat. Începe lucrarea, unde am zis, drumul de interes local. Domnul Vătămanu, mă contrazic cu dânsul și poate cooperat într-un fel, nu crede. Unde 80% se duce pe asfaltare, modernizare, drumuri, Popeni și Șantă. Plus drumul Căiepsat și la biserică la Prajă. Am prins 800 de mii, trebuie 2 miliarde numai pentru studiu și pentru SF-ul. Dar, pe parcurs, cum derulează proiectul, se aprobă, o să plătim etapizat în funcție ce facem, vor mai veni finanțări și vom completa. Nu puteam să prind, dacă prindeam 2 miliarde la modernizare drumului, nici nu-i cheltuiam până în iulie, când aveam cum, sau la alte obiective și blocam și alte obiective care pot fi începute. Deci de asta sunt repartizate sume, poate mai mici, pe diferite capitole. Este discuția cu transformatorul. Avem 5 ani de când ne chinuim. Am prins mai 300 de milioane, să văd și eu că vin, găsesc firma care îmi face proiectul și să începi și semnez contractul de finanțare. Că nu prindeam de nebun, că dacă am semnat contractul de finanțare și dau finalitate, că omul îmi spune, termin la sfârșitul anului, pe până termin trebuie să-l plătim, că îți blochează contul. Adică nu ne jucăm pe cifre. Dacă nu vreau să prind, nu prindeam. Am prins la apă, puțin, reparații capitale, 200 de mii. E înfundată canalizarea. Stă să duci, ne chinuim cu vitanze și tot, nu ne ajung 200 de mii. Dar aduce-o pe că nu poți, dacă a făcut lucrarea într-o săptămână, îi dai bani. Banii tot pe trimestru, de la el alt. Iar în rest, v-am zis, în buget, nu ne dă voie la venit, decât să venim cu o anumită sumă. Realizată anul trecut. Dar bugetul pe anul ăsta la taxi și ce am pus noi ar trebui să ducă cu 4-5 miliarde de excedent numai din anumite taxe de drumuri. De asta spun că mai pe parcursul anului, cum au fost mereu, au fost rectificări și au venit bani. Anul trecut am plecat cu un buget de 15 miliarde, maxim. Anul ăsta, la care dăm jos învățăm, plecăm cu un buget de 32 de miliarde, deci dublu. Deci de asta aveți de ales astăzi. Treceți bugetul prezentat de mine, bine, nu merge pe bugetul de 15 miliarde de anul trecut, dar vă luați în calcul toate lista de investiții care este propusă. De a nu se realiza. Eu mi-o asum. Dacă și dumneavoastră vă asumați, nu aveți decât. Deci eu, dacă mai sunt întrebări pe buget, discutăm unde doriți. V-am mai spus, se duce o inflație, inflația, se duce 36% aproape salariile mai mult. Deci la salarii anul ăsta va fi un efort datorită mărilor 2 miliarde și ceva. Salariile sunt cuprinse inclusiv luna octombrie, ca așa anul trecut. Când aveam, am zis, prins din toate ca să poți să încep să lucrezi. Când nu dau salariile toate în ianuarie. Nu plătesc investițiile toate trimestrul 1-2. Se tapizați banii pe 4 luni, în mod egal. Deci de asta am prins banii cum i-am prins, puțin peste tot, puțin cât am gândit, ca să putem face. Se duc alegeri, bani care ne mănâncă din buget 900 de milioane. În luna iunie. Sunt multe. Nu asta dacă da, aveți ați zis, domnul primar, a explicat de tailat cum e, care sunt consecințele în cazul că nu este aprobat bugetul. O să stagneze multe investiții. Dumneavoastră, în cuvânt, o să vă spuneți păreri fiecare, fără să interveniți la cuvântul la omul care are cuvântul. Dar de aici, domnul Vătăman, dar vă rog să fiți mai concis mai și mai la obiect. Nu lungim boala să facă. Vă rog. Răspund Siriu să-mi permită și o rog și pe domnul primar să-mi permită că trebuia întâi să se consulte cu consilierii asupra bugetului, lucru care nu s-a făcut
ca să avem și noi un cuvânt de spus asupra bugetului ăsta. Pentru că noi cădem ca mâsca în lapte, așa, știi cum ar veni. Dumneavoastră ați făcut, noi ridicăm mâna cum o fie așa să fie. Poate aveam și noi un cuvânt de spus. Fiecare din satul lui de unii este să apere interesele satului respectiv și statele care sunt, că sunt sate care au probleme foarte mari, dar nu s-a stat de vorbă cu Consiliul Local întâi, în câteva cuvinte de fiecare, iar mă refer, ca să putem face bugetul. Așa, dumneavoastră v-ați orientat singur acolo, ați făcut cum ați putut, nu discut vorbe mari, că pot să discut, cum ați găsit de cuvință, așa ați făcut, și-a rămas bugetul și acum este făcut. Șans nu, alte nu, s-au făcut anumite lucrări care nu sunt de urgență și s-a făcut și dincolo unde trebuie să facă, nu s-a făcut. Și eu vă mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc, domnule consilier. Dacă, domnul președinte, dați voie să răspundem pe aici, să ne mai adunăm. Deci, domnul Vătăman, deci și ani din urmă și acum, eu ca primar, am obligația de a propune, și zic că știu cel mai bine situația acum, de a propune un proiect de buget. Dumneavoastră îmi reproșați că s-au făcut anumite lucruri bune, anumite nu. Tot o batem cu șanțul. Astăzi am venit în fața dumneavoastră și v-am zis că în acest buget mare sunt prinse și șanțul și asfaltul și tot ce înseamnă la Popeni. Deci nu poți să aduci mâine, am spus-o, și drumul Hârtiului, nichimin de 5 ani, n-am putut să aduc mâine 40 miliarde de sac drum, acum se derulează. Și se derulează etapizat. Dacă acest lucru nu se poate înțelege, nu este nicio problemă. Acum, în momentul în care eu v-am spus că în buget, în proiectul care se face mare, este prins tot ce înseamnă modernizare drumuri locale pe Popeni, eu nu vă mai înțeleg să batem apa în piu cu șanță. O batem, o batem. Am zis că este prins, se va face prin votul dumneavoastră astăzi, veți aproba sau nu ca acea investiție să realizezi și se va realiza din fonduri europene sau nu. Și veți mai sta poate consilier 4 ani și veți să țipa de ce nu s-au făcut șanțurile. Și am să vă spun, poate eu să fiu consilier sau nu, și am să vă spun, domnul Vătăman, nu s-a făcut pentru că, în data de, n-ați aprobat să începem acel proiect. De ce nu ați consultat, stimate domnule, îmi dai voie? Mă intervenim, gata, s-a înțeles treaba. Da. Nu mai bate moneda. Să se consulte Consiliul Local. Domnul primar, unde a consultat Consiliul cu bugetul. De ce nu s-a consultat Consiliul Local? Vă rog, domnul Ocare. Domnule președinte, lăsați-mă să vorbesc până la sfârșit. Domnule, nu intermeați. Și domnul Matei, haideți să fie o ordine și o disciplină și mă respect întrima. Dacă am luat cuvântul odată, nu facem ca baba aia surdă care a mers la Bruxelles, n-a fost unii. Am vorbit așa. N-am fost mulțumit de răspuns. Baba surdă, știi? A intrat în vorbă. Hai, vă rog frumos. Vă rog frumos să spuneți ce ați spus de mulțumit la răspuns. Da. Nu mi-a dat răspunsul pe consultarea consilierilor când ați făcut dumneavoastră S-a consultat consilierul, domnule președinte. Domnul Vătăman, eu nu v-am consultat, dar dumneavoastră ați venit să vorbiți cu primarul ca să faceți propunere. Aveți obligația prin lege și înainte și prin regulamentul nostru de funcționare înainte de bugetul local să faci interpelare scrisă la buget cu propunere. Am făcut în scris. Nu reproșați mie anumite lucruri. Vedeți ce puteați face dumneavoastră și n-ați făcut. Da, am făcut tot ce este. Bine, eu vă cred. Da, dar îi doresc mai domnul Machiavelli. Vreau să vă mai luăm încă o dată, ca de fiecare dată, să mi-a supărat liniște. Și eu să fim calmi, o stricăm domnul și să răspundă la obiect. Nu, eu spun un lucru și nu răspund cu altceva, m-a acoperit cu toții și mai spun gata, ai făcut odată, la revedere, nu mai ce discutat. Cu asta nu știu ședințe. Avem foarte multe de discutat. Deci vă amintesc că la ședința precedentă, când am aprobat taxele și impozitele, mi s-a spus la fel. Trebuie să le aprobăm. Am insistat să le lăsăm la fel ca anul trecut. Nu, domnule, mi-am zis, mărite, bun. Am mers pe mai multe variante, în final s-a aprobat varianta propusă de comisia noastră, comisia juridică, cu 5%. Am apăsat, am spus, domnule, 5%, nu mai mult. Ei, și ați văzut ce a ieșit. Același lucru se întâmplă și astăzi. Nu-ți plăutate. N-am nicio treabă, domnul primar. Știți că v-am fost alături tot timpul când ați venit cu proiecte bune.
Niciunul din noi nu ne-am impus niciodată. N-am fost împotriva proiectului, împotriva comunei, așa cum spuneți dumneavoastră. Dar am înțeles, v-au votat cetățenii și răspundeți de ce faceți. Și proiectele care vă veniți în fața noastră, răspundeți dumneavoastră. Dar în momentul când vin și nu mai știți cum să o scoateți, spune știți, a apropat consilierii, nu eu m-am dus propunerea în fața lor. Aș vrea să spuneți, eu, i-am spus-o domnul Hadărac și am spus-o și în ședință, eu mi-asum ceea ce fac și ce sunt. Clar. Am venit cu un proiect de hotărâre la taxe și impozite pe lege. Deci, ca să vă dau un răspuns, nu este obligația unui primar să tragă pe cineva de mână sau să spună altceva. Vreau să vă faceți o analiză pe roluri, că eu am făcut-o pe 30-40 de roluri. Nu trebuie, dați-mi termin, că mi-a spus, l-ați zis să vă răspund la obiect. Nu este atât de mare povara sau influența pe buget ce ați aprobat la tax. Știu, dar trebuie să fim mai atenți să înțelegem ce aprobăm. Da, am fost atent. Ca și acum. La ce am făcut. Ca și acum. Eu zic așa. Sunt foarte atent. Să fim atenți, nu pătim același lucru. De exemplu, am cerut o situație cu un alt zile în fiecare ședință. Să știm ce lucrări sunt terminate și sunt de plătit, ce lucrări sunt începute, cât s-a plătit, cât mai este de plătit, ce datorii avem, ce trebuie de plătit, să știm unde sunt. Am spus de atâtea ori. Începem lucrări și la un moment dat nu mai știm care și la care și ce avem de plătit. Știți cu ele. A, cu v-ați spus dumneavoastră că banii nu toți odată, bun, dar începem mai puțin lucrări, cât nu mai repede. Nu începem atât de multe și bugetul eu nu vreau să o dau, doar la gură. Formatul lui, cum îl avem aici, din formatul lui nu le este nimic. O să spuneți dumneavoastră, da, nu știți să analizați, nu știți să votați pe el. Când spuneți că nu le este nimic, dumneavoastră vă rog să spuneți exact ce nu le este, adică aruncați-o vorbă, nu le este nimic. Și eu vă pot combate da, ceea ce uitați, spuneți. Uitați. Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2016, cu finanțare integrală de la bugetul local și din credite externe, nerambursabile pentru comuna Căiuț în continuarea anului 2015. Bun. Tabelul ăsta are spații libere. Deci aici trebuie să știm care sunt credite externe nerambursabile, unde e fond special, unde e surse proprie. Deci îi lăsa liber. Nu mi se pare corect să fie așa. Bun. Mergem mai departe. Dacă luăm pe fiecare obiectiv în parte, la unele dintre ele, de exemplu, casa lui Sfânt, am aprobat niște indicatori tehnico-economici. Mi se pare corect. Știm că începem cu anumite sumele bani. Dar sunt lucrări aici, nu au deviz, nu au nimic în calcul. Spuneți-le care nu au. Haideți să vorbim pe bune. Da. Deci, o antimăsurătoare, ceva. La... Nu, dar eu nu cred că nu au, dar dumneavoastră menționați de care nu au. La momentul evoilor, avem ceva? Da, se avem face. Face nu, dar da, dumneavoastră, dacă n-a aprobat, nu se face. Bun, dar să nu le-a primit. E o lucrare de reparație și se va veni în Consiliul la proiectul. Dar să nu vreau să vorbesc. Păi ce vorbesc, domnul Matei? Păi există un antimăsurătoare, există un deviz, tot ce aprobăm aici. Se face, nu, trebuie să fie aici, în hârtie. Așa trebuia? Așa trebuia. Nu cred. Ba chiar da. Bine, dacă tu știi mai bine. Nu, tu știi mai bine, că așa este. Da, de exemplu, la Casa Rosete. Am vorbit atâta timp de Casa Rosete și am fost de acord cu toți. Că e nevoie să se refacă Casa Rosete. Dar proprietarul este Ministerul Culturii. Există un contract între noi și Ministerul Culturii. De ce gândiți așa? Avem... Sperez că sunteți nepregătiți pe subiectul ăsta, de aia. Cum sunt? Sunteți nepregătiți pe subiectul ăsta, de aia. Și o să vă combat cu realitatea. Bun, poate sunt nepregătiți. Îmi spuneți. Nu mă să ne pregătiți și să știu. Deci poate sunt documente pe care nu știu. E ok. Eu nu am văzut. Deci știm foarte bine cu toți. Proprietarul este Ministerul Culturii. Nu e o problemă ca ei să le luați nouă în folosință. Dar trebuie să avem un document, un contract, trebuie să avem ceva. Dumneavoastră, știți de așa ceva, domnul consilier? Investim într-un obiectiv care nu este al nostru. Da. Haideți că... Deci eu nu zic că noi mai avea și eu greșeli scăpări, dar prost nu sunt. Deci indiferent ce credeți, nu sunt atât de prost. Să pot să vin să creez un... să creez, cum se spune, un proiect atât de mare pentru un lucru pe care nu-l dețin. Pentru că nu am voie să cheltuie acei bani pe un lucru care nu-l dețin. Pentru că în primul minut... Când s-ar fi plătit cei 30.000 care am dat primii bani, dar dați-mi să vorbesc, nu v-am întrerupt. Când am plătit cei 30.000 la proiectant
și la consultant care se ocupă de Casa Rosetti, eram legat. Acum am trimis să aducă domeniul public să vă fac dovada Casa Rosetti de 3 ani este proprietatea Consiliului Local Căiuț. Deci, tot, punct și de la capăt. Este un proiect care 100% va fi finanțat din fonduri europene. Cum v-am zis, noi trebuie să cheltuim 1-2 miliarde, să faci proiectul, să ai niște bani, când vin bani în proiectul mare, cei 800 sau 1 miliard se recuperă. Noi suntem la punctul, mai avem un pic și ne ducem proiectul la depunere și avizare la finanțare. Deci nu pot să fac un proiect sau să arunc bani pe ceva care nu avem. Deci eu nu pot să vin într-un buget cu o lacună de asta, că mă leg singur. Deci vă spun, nu că nu este nepregătit ceva sau nu este făcut. Mergeți la monument, eu n-am nimic, nu dați 30.000. A, se prind bani în buget, se transmit cereri de ofertă, că avem 30.000 și vin oameni care îți fac proiecte de reparație. Că este crăpat tot. Vrei să-l facem? E bine, nu? Nu mai lăsăm 20 de ani așa? Nu se pune problema. E foarte bine că se face. Bun, reparații capitale la pot. În ce constau astea? Avem deviză, avem antimăsurătoare, avem ceva? Tocmai asta vă spuneam, domnul Matei. Dacă nu prind 300.000 să fac proiect, să am cu ce plătim proiectul, nu știu ce valoare să-i prind la pot mai devreme. Deci ăștia sunt pentru proiect. Pentru studii, proiecte, tot ce este. Păi așa spun, ca să știm. Nu reparații capitale pot, aici scrie. Dar așa va fi proiectul, că și proiectul care se face pentru reparații capitale, tot la fel va fi. Trebuia clar, deci ăștia 30.000 lei sunt aici pentru proiect, nu pentru reparații capitale. La reparații capitale nu îi poți face fără proiect. La sistemul de clonare, al apei. Da. E un sistem care cumpărăm. Banii sunt prinși, avem oferte, achiziționăm 2 aparate de clonare. Care vine unul la Căiuț, unul la Blidare. Avem oferte în jur de 1000 și ceva de euro fiecare. Deci sunt prins bani pentru tot ce este necesar. M-am zis, n-am mai blocat ca anii trecuți bani mult pe investiții care nu se realizează total anul ăsta. Nu credeți că era necesar să avem acea situație pe care vă vorbim? Să știm exact cum stăm? Da, eu vă spun cum stăm, că știu, domnul. Dar trebuie să avem scris. Deci eu vreau să vă mai spun ceva, că a spus că este un haos în buget, că au fost început de multe lucrări. Nu. Eu vă contrazic și aici. Tot ce am început lucrări, am finanțat sau finalizat. Tot ce am început lucrări, este început dispensarul, s-au plătit 450 milioane, mai 1,5 miliarde. Omul este contract un an jumate. Deci, într-un an jumate, el a făcut de 1,5 miliarde, să spunem, până în iulie, când se duce, dăm banii, mai face, mai vin bani. Nu pot să prind mâine 7 miliarde dispensari, când ei nu realizează într-un an jumate, 20 de miliarde de casă, 15 miliarde, nu știu, că nu-i avem. Dacă mergeți vreodată cu ideea, poate veți conduce comuna, că merg pe 2 proiecte, ați dus pe altă comuna, că nu poți să te desfășori și să obții bani. Pentru că acum 90% de finanțări sunt fonduri europene. Ce înseamnă fond european? Nu am proiecte, n-am ce să depun ca să obțin bani. Despre asta vorbim. Până asta faceți ce doriți. La modernizare de drum comunal Căiuți. Cât s-a făcut? Cât mai avem de făcut? Pentru ce să ăștia? Am mai pus întrebările astea la răspunsul fictiv. Nu înțeles, nu știu nimeni nimic. Dar nu știu, nu trebuie să ai răspuns fictiv niciodată. Mereu, ca și cum... Dacă nu ai să credeți asta, asta e politic. După aia nu propagandă. Eu vreau să am pus la apropare. Deci la drumul DC Căiuțat sunt 500.000 de lei. Prin noi avem, suntem în proces cu Roma. Pe 1,2 miliarde. Eu nu-i dau bani pentru că el nu mi-a adus de la ISU avizul și pe lege nu pot să-i dau bani, că mă leg singur. Ne judecăm. Am prins 500 de milioane în contextul în care câștigăm procesul și el nu vine cu avizul, nu-i mai dau niciun leu, rămâne la nivelul care este, în contextul în care câștigă procesul. Îi dau 500 de milioane, că tot în iulie sau când poate lucra. Noi să-i dăm o parte de bani, urmând să-și termine treaba, să-i dăm și noi restul de bani. De asta sunt prinși. Dar cum sunt alte întrebări? La grobele de gunoi, de exemplu, firma care ne iau gunoi, dacă acum nu aveau și obligația să-și socul de totul? Nu, noi trebuie să le facem. Obligații prin lege. 300 de milioane sunt foarte puțin, că sunt vreo 20-30. Dar măcar văd că am început. O să vină un proiect
tambon pe un țar cât costă și din banii care ne încadrăm cât de putem face 5, 6, 7, o mai avea bani, mai facem anul ăsta, dacă nu la an. Ultima întrebare. La școală, de exemplu, acoperișul la școală, credeți că era necesar de schimbat când se putea repara cu 10 milioane noastre? Cu cred? Cu 10 milioane noastre. Cine a zis? Cine a zis? Știu eu. Dacă cei de la școală au venit și au zis că este trebuie să-l schimbăm, că este... Cei de la școală pot mă dați în voie, nu! Cei de deci au venit... Ce spune că numai se execută acolo, nu se comentează. Așa se face. Așa se face. Dacă spuneți, atunci nu se merită să mă chine să vă răspund. Bun, domnul consilier. E corect să aprobă lucrări care au fost făcute? Să plătești după ce au fost făcute, fără nicio aprobare, fără nimic? Care? Nu. Hai să... Ia sunteți nepregătiți. Doamna Matei, în bugetul pe anul trecut au fost prinși la școală pentru reparația acoperiș, exact ce v-am spus, 200 de milioane de lei. S-a făcut contractul, s-a făcut lucrarea, este un contract în termen. Contractul este până în iunie-iulie. Omul dacă și-a terminat lucrarea înainte, așteaptă să ia banii. De ce nu vă pregătiți înainte de a pune întrebări? Noi suntem pregătiți, Mireneu, și dumneavoastră ieșiți deasupra. Noi suntem pregătiți, dar am pus Mireneu și prostit. Foarte bine, am de campanie electorală, ce mai faceți? Hai, mai spuneți, că ăsta e campanie electorală. Nu mă joc una, mă nu trebuie să-mi certăm. Trebuie să-mi certăm. Corect. Am ajuns și atunci a transformat ședința în haos și n-am înțeles nimica. Domnul primar, dacă poate aveți dreptul să-ți puneți părerea tot ce vreți, de la ala acest, dânsul, dacă poate răspunde, dacă suntem nepregătiți, dânsul, dar nu știu, așa vă spun, spune părerea. Domnul Matei a ridicat foarte bine toate problemele. Îl apreciez. Domnul primar i-a dat răspunsul cât a știut și cât a putut. Asta nu răspund, domnul ședinte. Asta nu răspund. Ziceți, domnul Raure. Totdeauna, dacă nu era domnul Gătămanul, la fel îi spunea. Nu sunteți pregătit. Era domnul Lucu, la fel îi spunea. Nu sunteți pregătit. Și știți că are dreptate. Să știți că la capitul ăsta are dreptate. Și de ce, domnul Matei? Pentru că el e voie să interne. Dacă nu dați voie și interne. Și de ce? Pentru că noi n-am venit aici să spune, domnule, când se lucrează bugetul? Bugetul. Ia dați-ne și nouă să ne consultăm cu toți ce avem de făcut. N-am venit și n-am făcut treaba asta. N-am făcut treaba asta. Are dreptate că nu sunt doar consulti. Domnule președinte, dați-mi voi, vreau să justific ceea ce v-am spus. Vedeți aici, cu Nacu Rosete, este domeniul public al comunicării. Deci ca să nu mai vorbim. Poate am folosit un cuvânt nepregătit, neadecvat. Îmi cer scuze pentru el, dar și dumneavoastră, faptul prin care cum puneți problemele și încercați să iritați și să denigrați orice spun și orice inițiativă fac asta ce este la adresa mea. Mă suspectați să nu spun cuvântul ăla urât. Dumneavoastră vă supărați pe mine, de ce să nu mă supăr dumneavoastră? Pentru că dacă dumneavoastră, domnul Laurențiu, veneați în birou odată, noi nu comunicăm, asta e treaba. Îți dispute politici și vor fi. Știați că este în domeniul public. Vă explicam de fiecare lucru pentru ce trebuie anumite segmente de bani, pentru proiecte. Asta vă rog o simplu întrebare. Este al nostru sau nu? Pentru că eu nu știam. Și nu trebuie să facem caz în asta și să veniți cu documente și să-mi arătați. Că sunt o grămadă probleme și dacă vreți să veniți cu documente, veniți și la celălalt, nu numai la toate. Venim la toate. Vă promit că la toate și am dus documente. Așa trebuie să fie. Sunt pregătit toate documentele care sunt. Și alea care ați făcut, domnul, cine ați făcut? Anonimii la DNA, spregătiți pentru cele. Eu n-am făcut niciodată la DNA. Și dacă e să o fac, o fac în față. Dar nu-i problemă, că nu-i niciodată cu nimeni. A, lăsați, nu-i nicio problemă. Domn primar, devin de la subiect. Așa este, domnul președinte. Mă scuzați. Și dumneavoastră trebuie să aprindeți, să dați. Dar nu mai aprind. Dar nu mai, vă rog frumos. Și zice, haideți să ajungem la o cuvântă, să vedem care sunt situațiile.
ce percuțiuni îți va fi pe parcurs în cazul neaprobării ăsta. Trebuie, așa cum a discutat domnul Matei, mi-a mai făcut. Dom'le, aici, de ce nu e regulă, aici trebuie arătat, asta trebuie făcut, asta e ceva democrat, e ceva cinstit, e ceva omenesc. Dar nu așa cu scandat, cu omenință. Vă rog frumos. Te rog frumos, te controlezi. Să nu mă jignești. Domnul Mat, poate. Da. Problema transformatorului de la Prane. E vechea poveste. Nu-i de anul ăsta, nu-i de anul trecut, e de ani de zile. N-am grăbit două primar să prinde la buget suficienți bani ca să poată să se facă. Nu prinde de ochii lumii și gata, i-am prins ceva acolo, că vei pentru proiect să face. Noi prinde bani, dacă pusem bani, să societăți, urmă, dacă nu vin societăți să facă. Dacă nu sunt bani, nu vine nimeni. Dacă sunt bani prins la buget, oricine vine și execută lucrarea. Sunt de acord cu domnul Vatamanu ce a spus înainte, că proiectul trebuia discutat cu toți consilierii, cu specialiști. Mulțumesc. Să fii cu specialiști și să fii pe baza unor măsurători ca să fie exact ce bani și ce se cheltuie, ce trebuie. Nu pune din bortul acolo pe măsură, dar acolo atat. Cum a fost anul trecut, la pancartei stradale, 1.200.000 și 600.000.000 unul. Dar transformatorul, tot cam atât era. Eu cred că pentru locuitori era mai necesar un transformator, să aibă lumină ca toată lumea, să aibă toți aceleași drepturi, față de pancartei stradale care, atât cât o mașină, pe un loc stricat, văd într-o parte. Și nu știu dacă s-au cheltuit bani, cum s-au cheltuit, cine cu recepția. Și v-aș ruga, dacă eu spun la scenă deschisă, nu sunt de acord cu proiectul, dacă vreau să prind cel puțin 1.000.000 pentru transformatorul la Prea să fie trecut în trimestrul 2. Altfel eu nu sunt de acord cu proiectul. Sunt de acord cu doar cel, așa cum au aprobat. Bun, ce situație, așa. Mai grav de zic că nu-i bani. Mai grav renunțăm pentru 500 de metri de asfalt la Prea, dar tot pentru Prea, și dăm pentru transformator. Că sunt de unde. Bani, sunt. Cum ați dat răspunsul vine la domnul Marin, când cu apa, a zis că, gata, domnule, băgăm apă, picor, nu mai când făcă, găsim noi bani. Acolo ați găsit repede bani. Cum ați zis, da, pot să-i găsești, că trați la apă. A zis da și s-a făcut nu. Și domnul președinte de ședință, vă rog frumos să, când are cineva cuvânt, să nu mai opriți. Cum că l-au vrei să l-ați oprit, trebuie să opriți și tot prima când vorbea, că era un dialog așa. Și dumneavoastră, dacă se vedeți tot și jurnalistă, nu faceți aprecieri ce s-a făcut sau cum nu s-a făcut. Și dumneavoastră, domnul, nu știu decât tot și doar da să întinde. Dar și jurnalistă poate să fie oricine și tot și jurnalistă nu face aprecieri dacă l-a zâmbit sau acum l-a făcut sau nu l-a făcut. Și dictator vin la ședință, nu suntem pregătiți. De ce nu suntem pregătiți? Pentru că vreau să suntem informați? Ia, mulțumesc. Da, bun, vă mulțumim. Cine mai urmează? Domnul Brâncea. Nu pare rău, că omul ăsta de discuție acum, poate e prost gust a fost, adică cu bugetul. De 4 ani de zile, de când toți suntem așa, ați aprobat orice proiect de hotărâre. Când a venit de buget, ceriți 1.000.000 la Pralea. Cer și 1.000.000 la Pitar. Dăm, domnule, și noi pentru podețul, dacă unde e 1.000.000, dăm la drumul la dincolo, la... Eu îmi gândesc pe partea altă la șans, la opre, la tia, dar și nu 1.000.000, cum vrea fiecare miliardul. Păi dacă dăm la fiecare consilier câte 1.000.000, nu ne ajunge domnul. Mai bugetul ăsta nu mai trece la pas pe care. Oamenii trebuie să fie salariile primării, nu? Și noi, consilierii. Mergem pe buget, vrei mai da la Pralea. Păi fă proiect pentru transformatorul. De când ai venit de 2 luni, de zile, ultimul, de urmă, de transformatorul acela, bau. Dă-o dreapă de treabă, de cramponă pentru șuneal. Vă dăm mare cu drumurile. Am spus de drum. Dar de ce pentru vedeți? Dar de ce pentru vedeți? Dar să-mi ia bani de ducea la drum. Și de așa mi-a drumul la pot. Că n-avem pot, dar eu la contei că se vale că știi până n-avem pot. La Bidar n-avem șanse. Păi de ce nu faci? Poate și 1.000.000. Păi două ori acum, de 4 ani de zile, am probat orice proiect văd la primărie aici la domnul primar. Nu te mai cramponat până acum. De 4 ani am încercat de proiect, o trebuie am o mașină. Ce le-a dubit toate cu sacul spinare și vezi că toate proiectele le-ai aprobat. Și acum, vezi, Doamne, că a rămas 3 luni, hai și ne spasem capul un la altul. Dă o treabă, e treabă. Chiar așa ne întreb bani lucruri, unul pe altul, ne audă lumea prin comună, câte bani lucruri ca cu aia aici. Mulțumesc, nevoie. Dacă Matei nu i-a dat, nu
Nu, acum vreau să... Vreau să vă spun un lucru vis-a-vis de pancartele. Niciodată n-am plătit 1.200.000 pancartele. Nu rețin, dar n-au depășit 500 și 600 maxim. Una cu alta. Nu 1.200.000. Au fost verificate de Curtea de Conturi. 320 ceva, să nu știu. Mă rog, nu rețin exact, dar o să pot să vă aduc. Deci, așa cum v-ați zis, eu nu sunt împotrivă de a prinde 1.000.000 la întâlnestul 2 sau că spuneți dumneavoastră. Dar eu vă promit că suntem aici, nici în 5 luni nu vine devizul și proiectul de o firmă autorizată. Cred că m-am chinuit cu ei oameni, în firme. Au venit cu 5-6, nimeni n-a dus. Exact cum am prins 30.000.000 de bani, zis, ca să fac proiect la port. Nu pot să mă hazardez dacă să spun, că putea să spun, că așa prinsesem inițial, 150.000, 1.500.000 reparații pot. Dar podul poate să mă coste 700.000.000 sau 3.000.000. Am prins 300.000.000 să fac proiectul, până se termină, vine timpul bun, pentru că, știți, vor reveni niște bani de la drumuri până în april-mai, în iunie este o nouă rectificare, care va veni câteva miliarde, cu noi realocând. Și atunci se vor duce, ce proiect am făcut, cât e la transformator, hai să-i dăm drumul. N-a existat niciun în interes, ce m-ați bătut, am putut, dar să-i zic pot. Dumnezeu mi-e martor, am 5-6 firme care au venit pentru transformatorul ăsta, că făceam de 100 de ori. Anul trecut am avut 1.000.000, l-am prins și l-am rectificat în luna noiembrie. Când n-a venit nimeni să-l facă. N-am avut deviz, n-am avut nimic. Am vorbit cu el firme. El, când el, a prins? Cum n-a fost un lucru? A trecut? Cât a fost? 1.000.000. Eu adevărat. Dacă 200.000.000. 200.000.000 am lăsat la urmă. Stați un pic. 200.000.000. Nu, la urmă au rămas. Pentru că au rămas, au fost prins 200.000.000. Ce grabă? Cu 2 ani, nu știu, dar au fost odată un an, 1.000.000. Niciodată prins că trebuie. O să vedem. Vă arăt ca să nu ne... Nu vorbim mai mult. Gata. Nu, a fost decât 200.000.000. Atât a fost prima dată. Noi ne vorbim ce am acasă. Aram de unde vreau chiar acum, dar bine. A, dar 20, așa e anul trecut, da. O să mă uit și anul următor, că și într-un an au fost și am rectificat. Dar nici cu aia n-am reușit 200.000.000 să-i fi cheltuit, să facem proiect. Spuneam astăzi, atât ai cu transformatorul, prindem bani. Mă rog. Vreau să mai spun un lucru, nu că... ce-a spus domnul Vrânceanu, așa este. Mare parte din asta a fost de acord, poate și m-a susținut 4 ani. Eu chiar vorbeam și pe vol cu o parte din consilieri. Pe unii i-a luat febra alegerilor după 4 luni. Nu-i nimic, fiecare... Domnul Matei, nu v-am întrerupt. Nu v-am întrerupt. Se leagă de buget. Eu nu v-am întrerupt. Dar de ce vă iritați? Faceți parte din cei care faceți propagandă... Vă spun altceva. Dați-mi voi să vă vezi, e opinia mea. Dați-mi mine, dați-mi toți. Dar nu știu de grup mi-a fost propagandă. În ședință cu domnul Matei, am sunt deputat, la telefon după ședință și am sunt deputat. Domnul deputat, ce face de comisia cu bugetul Matei? Eu vreau să spun, să termin fraza cu totul altfel. Într-adevăr, unele persoane au intrat în febra iminentelor alegeri, dar eu vă spun în mod cert că nu ăsta e modul de a crea plus valoare pentru cineva. Pentru că cetățenii vor vedea. Eu v-am zis și sunt în poziție așa de comod încât nu vă închipuiți. Vreți să vă spun că cred că ar fi, nu știu cum, să nu votați așa? Eu chiar, de ce nu faceți și lucrul ăsta o parte? Să vă asumați niște lucruri adevărate. Blocăm primăria, mergem pe un buget redus la jumătate, din lista de investiții care trebuie să înceapă, să prindem fonduri europene, că pe buget local nu o să putem face niciodată nimic. Nu o să putem demara. Care este problema? Eu am propus, domnilor. N-ați venit nimeni cu inițiativă legislativă conform regulamentului și legii. Nu este vina mea. Nu mai spun alt cuvânt. Deci atât, dacă mai aveți discuții pe buget, vă răspund. Nu. Ce vreau să spun? Eu îmi susțin punctul de vedere al bugetului în condițiile în care, nu știu de unde mă gândeam, am putea rupe 700-800 de milioane, dezechilibrați alte lucruri.
Dumneavoastră decideți. Am vrea să mai să vorbesc. Da, domnul Matei Costești. Văd că domnul Vrăceanu a luat cuvântul și nu s-a adresat la consiliul, l-ar prinde că tu direct cu mine. Că e pentru... Dacă nu vrea să am ascultat. Când dă la cere pentru șanțuri, pentru podul. Dar ce domnule, am fost împotrivă, să nu știu ei? Ai cerut și nu s-a dat? S-au dat și îmi dat. Nu s-a dat, dar nu s-a dat. Ai zis că am dat, ai dat cine s-a dat. Până atunci, la toate ședințe economice, dică eu m-aș dat frei. Dar toți consiliați nu fătă nimic, vă dă vorbă potrivă. Și am dat așa, până când ai zis treaba asta? Pentru că nu s-a angajat o pitiță, a venit la pitiță la primării, n-ai mai fost de acord cu noi. Ai fost de acord cu tot ce este acolo. Nu mi-am petat telefonul din domnul Baner, că când o venea pe așa, băi. Păi dat telefonul când a trebuit, dar când a trebuit, nu i-am petat telefonul. Nu mi-am petat nici așa de discuție. Domnul Vrăceanu, vă rog să ascultați ce spune. Vă dau dreptul la replică, dar fără cea multă insistență. Da. Și eu, domnul Matei, dacă îmi permiteți, să-i iau și eu o replică. Pentru că a fi președinte de ședință trebuie să fii corect și să dai cuvântul omului, nu în continuu, și să spună la concret ce are de spus. Nu a intervenit pe timpul ședinței la alți vorbitori. Și ca atare puteți să vă schimbați, pentru că nu am niciun avantaj în plus față din dumneavoastră să conduce ședința, dar nu în haos. Dacă vă place haos, faceți haos. Că știți, lumea le cunoaște ce ne suntem de fiecare. Așa că știi unii locuim și ce cu noi și ce facem. Așa că vă rog frumos să vă corectați o leacă disciplina în timpul ședinței. Știi fiecare ce ne suntem. Doamnă președinte, vă rog, vreau să mai spun două, trei cuvinte înainte de buget, înainte de a încheia definitiv discuția pe seama bugetului din partea mea. Eu zic că am propus un buget destul de echilibrat, destul de bine diversificat pentru tot ceea ce se poate prinde momentan. Nu neg faptul că poate în iulie, cu noile măsuri care vor începe pe gal din iunie, noile programe, vor mai trebui niște bani pentru proiecte, pentru a se realiza anumite lucrări. Au fost discuții pe anumite investiții, că sunt bune, că nu sunt bune, dar tot ce a fost investiție a avut cerul Consiliului Local. Chiar o parte, da, o parte, nu? Opțiunea fiecăruia. Dacă dumneavoastră considerați că bugetul nu este bun, dumneavoastră veți decide, dar v-am zis, înainte de a vota, gândiți-vă cam ce stopați și să vă asumați ceea ce nu se va întâmpla. E în drumuri. Adică în acest buget, prin nevotarea lui, veți lovi direct în populație, nu în Durlan. Eu sunt destul de realist cu ceea ce am venit. Și îmi susțin ceea ce fac. Și ceea ce fac. Domnul Matea, dacă vreți să vă completați. Nu vă dau una. Am înțeles că dacă mă opun, lovim în populație. Nu în cine, în altcineva. Aici sunt găluși, aici sunt popoși, dumne. Aici sunt frăjări. Numai ca, ca să ne poțeze să votăm totul pe bani Durlan și după aia Consiliul a votat, Consiliul răspunde. Ca și cu taxele și impozitele și cu mulți alte chestii. Domnul Orian. Domnilor, orientați-vă puțin asupra acestui buget. Trebuie discutat pe buget. Lăsăm prostiile. Avem proiecte în curs de rulare, avem lucrări începute, neterminate. Deci trebuiesc bani. Nu trebuie condiționat votarea acestui buget. Sunt necesare. Eu tot ce cer, o consider că este necesar. De exemplu, cum o cere domnul Matei, transformator, cum altul mai cer, o șansă. Trebuie să făcute, dar nu se pot face într-o zi. Vedeți dumneavoastră, nu suntem corești cu noi. Dacă domnul Costel a ascultat pe toți, n-a intervenit cu nimica, dumneavoastră și intervenit. Dar acum, haideți să spun. Respectați-l la cuvânt. Nu trebuie să dăm piciorul la niște bani. Pierdem niște bani. Vedeți că noi blocăm niște lucrări. Începute nefinalizate, proiecte în curs de rulare. Noi, prin neaprobarea acestui buget, stopăm anumite lucrări. Și după aia mai venim și cerem și alte investiții și alte. Nu se poate. Așa, gândiți-vă cum vă credeți de cuvință, gândiți-vă la votarea acestui buget ca să nu ajungem în situație să blocăm niște bani și niște lucrări. Eu atât am spus. Mulțumesc. Ar vrea ca domnul cu camera să pună pe fiecare când votăm, care nu-i de acord și să strigăm numele ca să audă și populația care nu fost de acord și votează bugetul.
Dar nu este asta privilegiu, nu este așa ceva. Nu, cum să nu fii privilegiu? Ești e filmat? Dacă îi dau băi, dusului mă filmează, dacă nu, nu. Cum să nu? Păi de ce să mă filmez? Eu nu vreau. Nu ai aprobat tu? N-ai aprobat tu consiliul să filmeze? Dar nu mă filmeze. Nu vă lăsesc un pic. Nu mă filmeze. Domnul, vă atrag atenția, domnul Brăceanu. Dar s-a aprobat, domnul. S-a aprobat. S-a aprobat. Omul știe ce are de fapt. Aveți părerea dumneavoastră. S-a aprobat un consiliu să se filmeze, orice. Deci, conform dumneavoastră, dacă doriți ca votul să se facă cum a spus domnul Brăceanu, veți supune la vot modalitatea de vot, cu da prin ridicarea mâinii sau nu. Ce are de făcut. Sau regula care o aveați înainte. Păi ce ar noi aducă la regiunea dumneavoastră? Deci, deci, dacă dați voie să răspundă domnul Matei. Domnul Matei, domnul Laurent, spune că tot timpul fac așa, că dacă nu se votează, nu. Eu când spun anumite lucruri astea, le spun în temei legale. Doi, eu n-am venit niciodată cu găluști în fața Consiliului Local ca să vând la populație. Am venit cu proiecte de hotărâre, am venit cu măsuri, am venit cu lucruri bune sau rele. Populația va decide prin vot dacă cineva a făcut un lucru bun sau rău. Dar în mod cert eu nu am venit cu găluști în Consiliu să le dau la populație. Poate le dă alții, dar eu nu. În mod cert nu. Eu nu mă supăr că nu e o jignire. Da, ia să ia replică. Dacă domnul Matei mai continuă, nu mai termină ședința, pot? Bun, aș putea să continui, dar mă abțin mai bine. Da. Da, domnul poate să. Am ajuns la niște discuții tari. Da, așa e frumos. Și pot să spun și motivul. Nu-i cam mare. I-am mai spus domnului primar. De exemplu, domnul primar. Când o da Consiliul Județean anul ăsta? Bani, cash. Câte miliarde ne-a dat Consiliul Județean bani cash? 204 mile. Deci 2 miliarde și euro. Anul ăsta, da. Ei, eu v-am solicitat și mereu și niciodată n-am putut realiza. Domnule, când dă bani, ați venit vreodată, voi suntem ația consilieri. Avem 2 miliarde și ceva. Hai să încercăm, eu vin cu propunerea asta. Veniți și voi cu o propunere. Să cădem de acord pe o lucrare. Dumneavoastră ați luat banii, ați făcut lucrarea respectivă, ați făcut hotărârea de Consiliu, băi, asta facem. De-aia se întâmplă. Dacă țineți minte, în noiembrie 2015, am solicitat să fixăm într-o ședință, să discutăm despre bugetul pe 2016. O să avem probleme atunci când ajungem la buget, o să fie discuții tari. S-a ajuns la discuții tari. Pentru că noi n-am discutat dinainte situația lucrărilor care sunt derulate în 2015, care vor fi finalizate în 2016, noile investiții. De-aia se întâmplă fenomenul ăsta, după părerea mea. Eu aș veni cu o propunere, totuși, trebuie să încercăm. Îl rog pe domnul primar. Când mai primește bani? E datoria lui de ordonator de credite să aducă bani. Orice primar care va veni peste 4 ani, asta este datoria lui. Să bat peste 4 luni. Peste 4 luni. Este datoria lui să bată pentru bani. Nu? Da. Corect. Dar trebuie să discute cu consilierii care o să iargă. Primarul care va fi trebuie să discute, măi, avem banii ăștia, ce facem cu ei? Eu vin cu propunerea asta. Veniți și voi cu propunere. Să vedem care e mai fiabilă. Ce e mai bine de făcut? Da, cu astea. Deci de-aia să ajunge la discuțiile astea. Nu campanie electorală sau cu care sau nu știu ce. În momentul când vii și impui o situație, vreau să-mi întreb un domnul primar să-mi răspundă. Banii ăștia pentru... Ce-a spus, domnul Matei? Poți să dau și exemplu, că asta ai nu gata, Matei. De ce nu le dați? Credeți că mi-e teamă de prostiile care le spuneți dumneavoastră? Domnul și chiar credeți că toată lumea se uită la ce spuneți dumneavoastră? Mai sunt 4 luni și o să vedeți valoarea care o aveți. Dacă până acum 3 zile nu candidam, am să candidez cu ideea de a-mi da demisia din asupra și nu vrea să primar. Ori ședință, ori din parte, nu face din politică. Ascultați omul că și dă sub, ascultați înainte. Hai să vorbim. De ce nu recunoașteți în public că sunteți complexați de persoana mea? Nu m-ați putut învinge niciodată.
nicio bătălie electorală. Și nu-i bătălie din ce să mă trebuie. Sunteți complexat, taxat pentru bani. Dar nu aici. Vă arunat. Vă rog eu. Exemple personale putem da aici. Vă lăsăm. Domnul primul, dați dovadă. Vă scuzați, iată. Dați dovadă. Ce vreau să-l mai întreb pe domnul primar. Cumva, banii ăștia care vin, vin cu dedicații pentru anumite lucrări? Domnul Lung, haide să vă dau... Lăsați-mă să termin, domnul primar. Eu termin, închei subiectul și după aia am dat răspunsuri. Sau ne dat răspunsuri la toți. Ce-am vrut să întreb? Cumva vin bani cu dedicații pe lucrări? Vin bani cu dedicații cine face lucruri de fezabilitate? Cine face proiect? Cine face lucrarea? De nu știm noi, nu ne putem sfătui înainte. Hai să încercăm să facem să treacă bugetul. Noi avem transformatorul la Prade. De 5 ani, spune domnul primar, eu spun că sunt mai mulți. Eu vin cu o propunere. Să facem totul să treacă bugetul. Avem 1.300.000 dați pentru, la cultură, pentru biserici. Lăsăm bisericile în 300 de milioane, băgăm 1.000.000 la transformator. Ori să avem lucrări în derulare aici și dăm dreptate domnului primar. Asta este situația. Dânsul le-a impus, el este ordonator de credit, el le dirigează. În momentul când se termină o lucrare și vor veni banii, să-i distribuim tot pe situația transformatorului. Să-l realizăm odată, în 2016. Deci, vreau să întreb ce se întâmplă. Iar aceeași întrebare vreau să o pun. Sunt firme cu dedicații, asta este a EOM-ului, asta este a Consiliului Județean. De nu, se, nu putem realiza treaba. Ce mare lucru de realizat un transformator de înaltă pe medii. Și atâta greu. E cumva o navă cosmică. Ce naiba? De ne trebuie 4-5 ani să facem treaba asta. Undeva este un cui. Eu știu unde este și domnul primar știe și știți toți. Spuneți-mi. Mă abțin, știm toți și aici vrem să fim... Dacă nu știu, îl confirm. Eu vreau să fim decenți. Să fim decenți. Deci nu există, nu se poate în situația asta. Eu zic în felul următor. Din aia 1.300.000 la biserici, lăsăm 300 de milioane. Dacă avem posibilități, o să mai fi la țăpă, exact pe același principiu, poate domnul primar. Ori să terminăm lucrări, ori să ne vină bani, ori să mai vină finanțări și încercăm să ajutăm la culte. Problema este în felul următor. Hai odată să ne unim toți și să facem situația asta să meargă cu transformatorul la Prade. Este rușinos, doamne. Oamenii aia au 160 de poți, aia li se strică frigiderul, li se strică televizorul. Noi îi punem la plată noi. Deci, un șans îl mai putem lăsa. Un drum îl mai putem lăsa. Dar transformatorul ăla nu mai putem lăsa. Consumul pe Prade este imens. Au oameni de branșament, foarte multe cereri de branșament de trifazice. Nu se fac din cauza asta. Oamenii nu au posibilități. Un branșament trifazic înseamnă o producție, o mică producție. Omul ăla produce pentru el acolo ceva. Oamenii care produc la nivel de comună trebuie sprijiniți. Deci ăsta nu este o lucrare care trebuie lăsată. Eu zic azi și acum trebuie să gândim situația asta. Eu am venit cu o propunere. Și totuși s-o putem face. Fănică, crede-mă, crede-mă. Lăsăm la biserică. Nu vor la biserică, dar voi și biserică ne terminăm. Este opțiunea ta, o biserică. Domnul Brăcean, vorba mea toată au vorbit. Acolo, oamenii nu plătesc. Nu le strică televizorul, nu le strică frigiderul. Crede-mă, nu se le sar becul. O să o facem, Fănică, o să vină bani prin repartiții la lucrări terminate și o să repartizăm în punctele cheie și la partea de cultură, la partea de culte. Dar îi cer domnului primar și foarte, foarte serios îi cer domnului primar următoarea situație. Când apar bani, să spună, băi, acum luna asta trebuie să vină bani de acolo, ce facem voi? Unii de voi, de urgență, acolo. Să ne sfătuim. În momentul când ne sfătuim și vine și ne impune, apar discuții, apare ceartă, apar contre. Deci asta și un lucru mi-am terminat să... Vă mulțumim, domnule. Deci asta este foarte bine problemă ridicată. Da, domnule, dacă vreți să-i spun. Domnul, n-am primit, știți că, în primul nu
nu cred că și tu ceva în față, vă spun acum. În primul rând, la Pralea spuneți că consumul e foarte mare, da? Dar dumneavoastră știți cât e circularea au ăștia Pralea? Care taie fiecare scândul și... Nu este treaba noastră. Păi nu-i treaba noastră. Păi atunci, de ce-i încărcat? Mă, nimic, nu-i Păi fulgea să sunt de acord să vă dea domnul primar răspuns. Da. Da, fără treabă. Dar cu 160 de forțe egale ce sub arcă, 160 de forțe nu sunt frumoase, nu sunt frumoase. Da. Doream să vă spun ceva, să răspund domnului Lumbiți. Deci, domnul Lumbiți. Banii de la Consiliul Județean cu finanțările nu vin cu dedicație. Îmi pare rău să spun că gândiți așa. E foarte bine. Deci cum vin banii de la Consiliul Județean? Eu ca și primar, că deci acum nu pot să dea bani decât pe cofinanțări. Anul trecut m-am dus și le-a spus așa, domnule, domnilor, am nevoie să termin drumul CFR, trebuie cofinanțare, bară și adrese. Și vreau lângă o bază sportivă, dacă mă ajutați, cum ați ajutat XYZ, vreau și eu în jur de 2 miliarde să fac un parc pentru copii. Da, domnule, ok. Când au fost rectificările de buget la Consiliul Județean, mi-a zis, un exemplu, băi, ai 2 miliarde, din care ai la cofinanțări, îți dau să termin drumul, să-ți duci la parc. A venit a doua rectificare, cât îți mai trebuie, atât. De asta ne-au și rămas bani. Eu nu termin parcul, au rămas 4 miliarde, dați-mi voie. Dar dacă mă duc în iunie, sau mă rog, mai. Spun, domnul președinte, știți, m-am depus niște bani la drumul, la hârtiu, la parc, știți ce să-mi spună? Măi, Leanda, ți-am dat de două ori, ți-am dat banii, ce ai vă cu ei? Deci cam așa se pune problema la cofinanțări. Nu mai să dăm 10 miliarde și faci tu ce vrei cu ei. Deci, ce se întâmplă? Tu puteai să faci următoarea chestie. Eu zic că era simplu și nu mai era atât de scandal. Puteai să faci următoarea chestie. Băi, mă duc și cer cofinanțare. Eu aș vrea să fac aici un bar de joacă pentru copii. Voi sunteți de acord? Veniți cu alte idei. A fost aprobat. Nu termenul de suplimentare. Orice suplimentare care o face. Hai să discutăm în Consiliu. Eu am prins 20.000 la parc când s-a aprobat. În momentul când noi, toți ăștia, sau nu o să mai fim noi, poate. Nu-i problemă, și patru nu o să mai fim noi. Poate n-ai să mai fii tu, știi altul. În momentul când nu există discuții preliminare. Deci, Iulian, în momentul, dar asta se întâmplă fenomenul ăsta, în momentul când nu sunt discuții preliminare, când sunt discuții preliminare, atunci discutăm. Măi, știi, despre dacă se face un studiu de fezabilitate, dacă se plătește un proiect, deci dacă nu se antrenează discuțiile astea la nivel de Consiliu, ne lovim continuu, așa. Deci, de situații dintre astea. Dar eu am promis și le promit solemn, noi toți care rămânem, trebuie să mergem pe ideea asta. Dacă va fi Iulian sau cine va fi, dacă vom fi noi sau nu vom mai fi. Că de acum 4 luni înseamnă să terminăm scandalul. Nu scandalul este bază. Realitatea să încercăm să schimbăm modul de lucru. Să schimbăm modul de lucru. Să nu fim auroritări. Oricând și o oră dacă îl schimbe. Și o oră dacă îl schimbe. Deci vis-a-vis de transformator și am prins suma care am gândit-o, zic, pentru inițieri, pentru începutul acestei investiții, pentru că, sincer, na, nu știu, ați dat o variantă, niște bani, eu nu zic că sunt împotrivă a se prinde banii ăștia, dar eu vă spun, transformatorul, indiferent de situație, dacă reușim până în martie-april să faci proiect, să obții avizitor, nu-l faci în trimestrul 2. Să duci 3-4, dau scris astăzi aici. Indiferent ce firmă găsiți, că e foarte amplu. Nu vor să se lege din care au venit să ne dea soluția, nu vor să lege de rețeaua care este deasupra să o pui. Nu, trebuie să vii cu 6-7 stâlpi cât spune aici. Sunt. Eu nu știu puiul care este din nou venit. Am vorbit cu el și cu XYZ, au venit 5-6 ingineri, Fodor știi, domnul Vici știi că au fost cu ei. De la diferite firme, n-a mai venit nimeni cu o soluție viabilă.
trebuie niște aprobări. Dați-mi voie să termin. Am fost de acord și sunt, dar vreau să vă spun că astăzi aceeași situație care este în pralea cu transformatorul este toată comuna. În cartier avem 160-170, au schimbat un transformator cu altul mai mic. La moare la fel. Ați zis câte probleme de asta, ca de curentul. Nu mai zic că, din punct de vedere legal, este obligația eonului, spune transformatorul. Pentru că noi am făcut investiția de 3 miliarde și a doua zi am dat-o lui. M-ați înțeles? Iulian, ai spus tu aici. Suntem toți de față. Dacă sunt bani, se poate. Faci proiectul și vezi ce e scos la licitații, pui PCR varianta, a venit unul cu 4 miliarde de 800 de situații de lucrări. Dați-mi voi un pic, unul cu 3 și unul cu 5 și. Care e realitatea? Să știi de ce așa? Tu ai spus că dacă sunt bani, se poate. Eu sunt ferm convins că se poate și toată lumea asta e ferm convins. Și o să ne ocupăm, cum ai spus, și peste linie, în partea înaltă. Deci mai sunt probleme. Știi că sunt probleme și nu derulăm măcar una să termine. Mâine. S-au terminat, se mai termină. Și vor fi nu acum și 10, 5, 20, 30 de ani. Dar dacă nu le facem o anumită etapă, o anumită organizare, dacă nu antrenăm tot Consiliul în discuțiile astea, în realizarea unor proiecte, o să fie scandal, o să fie trânte și acum și peste 10, și peste 15, și peste 20 de ani. Deci nu facem campanie electorală. Crede-mă, dacă trebuie să eu fac campanie electorală, în primul rând să știi că eu nu candidez, că mie nu-mi place politica. Ți-am zis că vreau să mă las. Nu vă lăsați, stați liniște. Dar ascultă ce spun eu, Iulian. Hai să discutăm chestia asta. Eu zic, propunerea mea este în felul următor. Eu zic să supună la vot propunerea mea, care am făcut-o. Deci, trece, nu trece. Deci, nu trece. Unu, domnul președinte, avem propunerea domnului Bucu. Să luăm de la cum. Nu, deci este prima dată, este propunerea bugetului propus de mine. Doi, este propunerea domnului Lungu. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă mai sunt ceva, am făcut și o propunere, dacă el se poate, să mai pune niște bani, pentru că reacționa drumul de la trare, pentru la satul Uriță, pentru că a pus poate ce plan, nu mai e balul care a fost. Mi-am dus în vara asta 6 mașini de balasta, acolo am fost cu oameni și am lucrat și așa. Nu poate, mă joc un loc. Eu te văd din colo leacă, din colo leacă. Păi a zis domnul Lungu, bea din lucru de pune al lui domnul Lungu. Spun și eu, da. Deci eu sunt de acord cu realizarea acestui obiectiv, constitutiv, transformatorul. Dar să găsim bani, nu neapărat de la culte. Deci să rupem punctual de la culte. De asta suntem aici. Poate găsim și alte breșe, vine să spunem bani și se ducem aici. Și mai am ceva de spus, deci ședința asta mă așteptam să decurgă altfel. Deci, necunoscători cum suntem noi, ar fi trebuit ca la începutul ședinței, respectiv la buget, să fi luat fiecare capitol în parte, să ne fi prezentat, am discutat fiecare ce am putut. Deci fiecare capitol îl disecam, vedeam, cu un amendament, cu ceva, și a fost un amalgam. Cum ne-am învățit în jurul unui transformator și nu știu ce, la tot bugetul ăsta. Deci, dacă luăm punctual pe fiecare capitol, domnul primar spunea că e bani de proiect, că e bani de investiție, că e derulare, că e în curs, că ne-am luat așa, ne-am luat de la cap la coadă și așa. Așa. Și a fost și a decurs servința cum a decurs până acum. Vă mulțumesc. Da, bun, mulțumesc. Domnul Grățean. Eu am avut la cum a spus domnul Roșcan, problema cu la Cuti, nu sunt de acord ca să se ia bani la Cuti să ducă la transformator. Asta e o aberație în proces. Încă o dată vă repet. Deci noi acum, dacă forțăm să termină drumul în cartierul CFR, trebuie să terminăm până în april, pe cracul pământul, pentru că se pierde finanțarea. Pe 12-14 april, eu sunt practic obligat să am drumul terminat, să depun situația plăților, dosarul pentru rambursare bani la FIR Iași. După ce se face recepția, se face plata, AFIR-ul ne vor reda bani. Cred că în jur de un miliard și ceva. Sunt bani care vor fi la dispoziția dumneavoastră. Puteți să nu-i aprobați să-i duc unde vreau eu. Puteți să-i duceți la transformator. Să dea Dumnezeu până atunci, să putem face noi un proiect care să știm. Este 2.800.000, l-am publicat pe SIAP și de acolo vedem ce firmă vine și îl face.
atunci îi ducem la biserici, pe aia care îi luăm acum. Noi îi fixăm cu transformatorul în iar și dacă atunci îi rambursăm și terminăm lucrurile de acolo la voi. Și o problemă? Dacă mai e cineva. Hai să asigurăm transformatorul ăsta. Dacă aveți propuneri. Banii care sunt la biserici, după aprobarea bugetului, se scoate la licitații suma respectivă. Bisericile sunt obligate să vină cu proiecte, fiecare. Păi care vorba? Dați-mi voi. Deci dacă am scos 300 de milioane la licitații, atâta rămânea în urmă. Deci, vorbim tot de lege. Nu mai pot să duc în iulie încă un miliard la biserici să fac altă licitație. Domnul Prima, deci nu sunt proiecte de rulare. Poți să aștept un an și mă, și facem transformatorul. Și de ce s-a terminat când derulare? Biserica la voi nu-i terminată. Dar le-a luat biserica cită. Dar le-a luat. Băi, ascult, dacă îi punem la voi ăștia, ascult, supunem la voi ăștia, o să le dăm și voi. O să le dăm și voi. Eu promit, dacă voi mai știu, să susțin treaba asta. Dacă 1.300.000 pentru biserica, acolo să rămân. Să strică mâncarea. Cum mă duc prima, ce faci proiectul? Dar în cazul în care nu sunt proiecte să atragă banii, atunci când pot merge? Dar banii rămân mereu, nu s-a făcut un proiect, să spunem, s-a cheltuit după banii rămân și rectificăm la după. Noi cam până în iunie, normal, tot ce-i prins trebuie să apară proiectele și pe ce măsuri ne ducem? Nu, să apară, să rectifică banii, asta să vorbim la de aia. Îmi permite și mie să-mi spun o părere. De la ședința anterioară, nimeni din dumneavoastră nu ați intervenit la domnul profesor Adara. Ne-a făcut Nu facem. Eu nu mi-am permis ca președinte de ședință să intervin. Trebuie să intervin atunci. N-am intervin. Dar vă rog, lasă că nu. Una, s-a ajuns la concluzie. Asta e de făimare. Eu nu particip la așa ceva. Ce s-a întâmplat? Eu îmi permis să plec, nu particip la așa ceva. Nu, domnule. Când termină, e normal. Dar nu, eu nu vorbesc de asta. Vorbesc de ce s-a întâmplat? Când termină, e normal. S-a ajuns la concluzie că noi, Consiliul, n-am colucrat cu primarul. Și mai bine zis, nu numai primarul, trebuie și cu contabila din primărie, trebuie să ne arăte cifre, aici are perfectă dreptate. Dar noi trebuia să solicităm, nu vine primarul la noi, aia băi vină cu asta să arăt cât bani au venit și unde se intră. Noi trebuia să ne ducem să solicităm treaba asta. Înainte de a să schița bugetul, noi puteam să ne dăm ce bani sunt, unii putem da, unii da. Și n-ajungeam în discuții cu felul ăsta și contrazis și pe alizările. Dacă pare rău, Consiliul nu e așa cum la catacolotul catipolitan sau cum îi spune, caracterizat domnul așa, îmi pare rău. Mă simt jignit pentru că eu am să vin din vreo ședință să vedem care trebuie. Toți sunt jignit, nu numai din așa. Nu se poate așa ceva. Ne-a făcut în fața comunii, că nu suntem comunii. Exact. Suntem cel mai prost posibil. Și nimeni și așteptam să-i dea altcineva replica. Nu, dar trebuie acum foarte frumos. Am putea să deschid un proces. Am observat că de când a venit acest aparat de filmat pe noi, ne-a venit mințele la cap, frate. Dar, la... Noi, eu la așa ceva nu fac. Eu nu jignesc în viața mea. Nu, eu nu știu ce... Decât în față, dar... Ascultă-mă ce spun eu. De când a venit acest aparat de filmat, toată lumea ia cuvântul nu cu voie sau forțat. Credeți că noi determinăm electoratul să ne urce sau prin formările astea? Că noi suntem aceiași oameni și înainte și acum. Aceiași oameni suntem. Dar până a venit aparatul, toată lumea nu discutam. Noi eram deștepți în buget, nu eram inteligență. Aveam câte o cerință, discutam pe care omenească amiabilă. Acum forțăm nota, jignim primarul, ne jignim între noi. De ce? Facem propagandă electorală, fraților.
Și nu credeți că electoratul prin acest aparat și prin cuvintele noastre ar să spună, bă, ăsta e bun, ăsta nu e bun. Nu e adevărat. Suntem aceiași oameni. De ce n-am făcut panorama la bugetul de anul trecut? Nu tot noi am fost? Acum 2 ani, tot noi am fost. E, anul ăsta mai sunt câteva luni și bugetul nu e bun, primarul nu e bun. Noi suntem cei mai tari și mai șmecheri. Și că am jignit în discuții, s-a jignit primarul, a jignit primarul. Și am spus că de când am venit ultimul țasă, noi toți pe cuvântul. Dar, discuții pe buget. Dar problema transformatorului e de ani de zile, a fost de 5 ani de zile. Nu e de anul trecut sau de acum. Să strică mâncarea în frigidere la oamenii aia și chimolea ca așa cu caracter de oameni. Nu știu dacă mă atrag chiar aia dreptate la ceea ce-i spus. Asta m-am zis, e un complet care. Scuzați că am intervenit. Dacă... Dați voi mai așa, mai sunt dator două, trei spicuiri. Deci la buget eu v-am explicat cât de mult și cât se poate despre ce este vorba. Vreau să menționez că nu este un buget care să spun că îl duce la capăt Durlan, că nu se știe cine va fi primarul comunei din iunie. Durlan poate să mai inițieze pe sumele care sunt să facă niște proiecte să le lese. Poate viitorul Consiliu din iulie. Nici nu va fi de acord la următoarele rectificări, luați în calcul și asta, cu anumite lucruri din buget. Da. O spun și o repet, toate sumele din buget nu se pot cheltui între trimestrul 1 și 2, pentru că este lege care spune clar, ai 10 miliarde, se împarte la 4, din care dai salarii, dai cheltuieli, dai tot. Deci nu că în trimestrul 1, 2, Maria Durlan, primar și va face interes personal pe proiect. Toate proiectele de un an jumate sunt luate pe seapă. Pe licitație publică. Se poate verifica acest lucru. Nu mai spune că au venit 5, 6, 7, mai mult. Avem firma abilitate care avea contract. Eu nu l-am văzut odată băiatul ăla. Știu fetele, poate confirma Alexandra, care ține electronic licitație. Expert. Care electronic, știți ce înseamnă? Nu poate să zic că Durlanul ăla îți dau ție lucrarea, că vine altul. Deci, haideți să... Da, a fost totul pe interes personal, asta e... Populația va decide sau nu, cât interes personal am avut eu, dar am zis că fața lui Dumnezeu trebuie să fiu mai bun și să nu mai pun la suflet și să nu mă mai supăr pe apropo și pe alte lucruri din astea, că nu. Mai bine așa. Vis-a-vis de domnul Hadarac, era cineva și mie mi-a zis, nu spun nume direct în față. Asta e viața, nu mă pot supăra pe domnul profesor, de ce? Sunt persoană publică, primar și dumneavoastră la fel, ne-am asumat-o. Credeți că e singurul care ne face într-un fel anumit? Da, vorbit în general. Când îți spune da. Persoana mea, ești nepregătit. Da, domnul, domnule, așa este. Este ca o jignire, i-am spus-o dânsul. Domnul Brânceanu, nimeni nu putem să ne opunem voinței poporului și cetățenilor din comună. Dânsii au votat, dânsii v-au trimis aici în Consiliu, dânsii au considerat că dumneavoastră meritați să fiți consilieri, dânsii au considerat că eu merit să fiu primar. Așa că trebuie să ne asupra scuze, în locul lui Hadarac, un pic să termin, am luat-o așa. De când iese și cu televiziunea asta, e un lucru bun, domnul Motoi a punctat clar. Asta e, fiecare încearcă cumva să spună, să iasă în relief că sunt 250-300 de vizualizări pe fiecare ședință de consiliu. Și din aia 200-300, dacă se uită 100 din comune, zice, mamă, a fost consiliul local. Mamă, a fost aia. Este un lucru bun. Eu de-aia vă spun că mi-asum orice. Că n-am de ce să nu mi-asum. În ceea ce privește încă o dată bugetul, eu zic că am gândit un buget echilibrat, un buget în care se ating toate nevoile, ca pe atât cât se poate, ale comunei Căiuț. Vă rog să vă gândiți cei care nu-l veți vota sau vă abțineți, deci nu-i, să nu luați că amenințare sau aia, luați-o ca o stare de fapt,
Pentru că abia atunci vă veți opune unor investiții în derulare și unor care vor trebui să vină. Și nu uitați că aici cetățenii ne-au trimis să fim în folosul lor. Și să muncim pentru ei, nu în interesul primarului. Cum spune vă, asta e... M-am obișnuit cu așa ceva de 16 ani de politică. Deci eu să mă opun și nu să mă opun investițiilor, cum a spus domnul primar, mă opun bugetului așa cum este făcut și pentru acel fapt nu ți-a prezentat această situație care o cer din mâna de zile. Eu nu putem aprova un buget... Nu mă ia nimeni a... Domnul primar, nu putem aprova un buget când nu știm exact unde stăm, ce datorii avem și la fiecare lucrare că mai avea și plătit, cât s-a plătit, e posibil să fie lucrări terminare și să mai fie datorii la ei. Nu sunt situația. După aceea, îmi fac un document pe care se... Să vedem toate situațiile exact de altă. De asta mă opun, nu mă opun investițiilor și lucrăm la așa cum spune dânsul. S-a înțeles. Mergem cu prima propunere a lui domnul Matei. Nu, a mea, primarului primar. Cine este de acord cu proiectul de buget prezentat de primar? Asta, dar nu am zis întâi de criticări, cea mai bună. Nu ai oare. Să vedem dacă putem lua de unii apropiuri. Domnul Drilea, bugetul se propune prima propunerea mea. În timpul bugetului, a doua este a lui domnul Lungu și a treia a lui domnul Matei. Da. Deci și asta e ordinea care se ia. Și a fost propunerea voastră. Și domnul Roșcan a fost și o propunere. Și domnul Roșcan are, da, patra. Deci nu neapărat de la culte. Să luăm, putem lua bani, nu, dar sunt domnul primar. Pentru transformator v-am zis, dacă sunteți de acord, banii care vin de la drumul CFR, puteți duce toți la transformator. Să dea Dumnezeu până vin banii, să avem noi contract semnat, confirmă că ați făcut lucrare. Bun. Luăm prima propunere al domnul primar. După aia mergem și cu propunerile lui domnul. Vorbiți mai tare, nu s-au prima propunere pentru aprobarea rectificării de buget. Nu rectificării. Nu! Bugetul. Așa, nu rectificării. Buget, mă scuzat. Bugetul pe 2016 în situația cum este propus. Care-i pentru? Nouă persoane, da. Nouă pentru. Abține. 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 Două. Contra. Abține sau contra toți. Da. Contra una, două abțineri. Da. Și nouă pentru. Vreau să, când nu mai aveți de ce să supuneți la restul, vreau să mulțumesc celor nou consilieri care au conștientizat importanța bugetului. Ați văzut că n-am forțat vineri să trecem bugetul. Am lăsat la latitudinea noastră pentru a să-l discutăm. Încă o dată spun, cred că am gândit un buget bun. Nu-i pentru mine că am 4 luni de mandat. Nu se știe cine va fi următorul primar. Nu se știe cine va fi următorul consiliu și putem gândi că jumătate din buget va fi rectificat pe alte gândiri, pe alte gândiri. Dar cert e că cei nou mi-a dat gerul că pe anumite lucrări și anumite proiecte le putem începe. Și nu vom, că dacă le începe, sunt aprobate la finanțare și iar Consiliul Local nu va contribui cu niciun leu, atunci sunt convins și nici va fi în Consiliul vor aproba. Menționez aici drumul de la Copei, tot ce înseamnă cartier, la pralea drumul, că e exact drumul până în capăt, ați aprobat suma care trebuie plătită la drumul la Hârtiu. Noi deja facem demersul la Ministerul Dezvoltării. Să ne dea suma 5 miliarde 600 lucrări executate. Avem garanția că până în mai iunie îl terminăm. Și tot ce mai este prins în lista de investiții și de cheltuieli a bugetului. Încă o dată vă mulțumesc. Să mergem cu propunere. Dar n-ai ce ce spune. Ce lucruri mai merge? S-a aprobat. E clar, ședința închisă eventual. Da. Mi se pare obligația fiecărui membru din Consiliul Local. Când votează împotrivă sau s-abțin. Asta ați putea face dumneavoastră de acum. Da. Votul să fie înotat. Să spună, da. Tu
Da, și cine ce? Spune nu s-au împotrivit, atunci poți să argumentezi de ce. Nu, că nu vreau. Nu vreau. Eu zic fiecare consider cea mai urgentă lucrare, transformarea turul ăla și bate drumul. Să strig eu lucrarea la oameni de la Eu închei ședința și vă mulțumim pentru parte.